ești aproape de iad când se rupe avionul cu tine. De tine trăgeau și din geamantan, mâncau în fiare. România din era comunistă a avut câteva branduri ce au rezistat până în prezent. Într-un timp fără marketing, calitatea nu era una îndoielnică. Accidentul rutier de la Huțani s-a produs la data de 29 iunie 1980, pe DN-29 în apropierea satului Huțani. Când Vala Geamăna în Munții Apuseni era un sat. Acum e acoperit aproape în totalitate de deșeuri provenite de la cariera de cupru, de la Roșia Poieni. Localnicii au fost obligați să se mute de la un an la altul, tot mai sus de vatră. Asta pentru a scăpa de invazia sterilului, care în timp le-a acoperit biserica, le-a înghițit cimitirul și a dezintegrat satul de acolo. Schimbarea la fața zonei a început în 1977, când Nicolae Ceaușescu a decis să dea drumul exploatării de cupru de la Roșia Poieni. La acea vreme era cea mai mare din Europa. La început locuitorii s-au bucurat. 400 de case erau acolo și au imaginat probabil că se vor îmbogăți peste noapte, însă n-a fost chiar așa, ba din contră. La începutul anilor 1980 au fost expropiate de statul român peste 300 de familii. Sumele primite au fost în funcție de proprietăți. În 1986, când a început deversarea sterilului, trăiau aici peste 1000 de oameni. Acum, în căsuțele moțești din Apuseni, răsfirate de-a lungul a câțiva kilometri în jurul lacului în care ajunge tulbureala de steril, din cauza carierei de cupru, mai trăiesc undeva la 20 de suflete. Turla bisericii fostului sat, Geamăna din Munții Apuseni, se neacă în marea de steril nămulos, de o culoare incertă, care se întinde pe 150 de hectare. Amplasată pe o colină, biserica era altădată cel mai înalt punct al satului, dar a rămas acum ultimul semn că acolo au trăit oameni. Zeci de ani a luat mixului toxic rezultat în urma prelucrării cuprului să înghite casă cu casă toată localitatea. Oamenii au plecat pe rând. Unii s-au întors după ani doar pentru a le arăta membrilor mai tinere ai familiei locul aproximativ unde a fost casa bunicilor. Pe dealurile din apropiere se văd noaptea câteva luminițe îndepărtate la sute de metri una de cealaltă. Sunt ultimii oameni alungați din vatra satului care au decis să rămână în zonă. Într-un cătun aflat nu departe de iazul de decantare locuiește familia Roșca. Capul familiei, Emil, își amintește bine comunitatea fericită de la Geamăna, dar și momentul în care comuniștii au ales dintre toate văile munților Apuseni, unul dintre locurile în care oamenii își duceau traiul cu dragoste și patimă. Gospodăria ta s-o lași acolo și să-ți iei cât poți să duci. Ce Dumnezeu să duci? Era o viață întreagă de om acolo. Plus că omul era legat de glia aia, cum suntem cu toții. Aici te leagă ceva. Așa au fost și oamenii aia. Atâta dragoste și patimă de un cătun aparținând de comuna Lupșa, aflat la mică distanță de fosta vatra satului Geamăna. Gemânarii erau oameni veseli. Cântau chiar și când se întorceau obosiți de la câmp, își amintește Emil. Când a crescut, a devenit unul dintre scripcarii zonei și participa la toate evenimentele lor. Între timp, oamenii au plecat, iar el și-a pierdut degetele de la o mână, așa că nu mai poate cânta decât două-trei melodii. Nicolae Ceaușescu a vrut să facă la Roșia Puieni cea mai mare exploatare de cupru din Europa la acea vreme. Exploatarea zăcământului a început în anul 78, iar producția de cupru în 83. Iazul principal a fost amplasat în Valea Șesei, cum spun localnicii. Geamăna era un sat mare, cu 7 cătune, aproape 1000 de oameni trăiau acolo. Unii au plecat imediat, iar alții au rămas pentru a fi martorii dispariției satului. S-au mutat în final și ei. Doar câțiva mai trăiesc în câteva case răsfirate pe dealurile din jur. În prezent, nivelul sterilului crește în continuare. Zilnic acolo se deversează cantități impresionante de deșeuri aduse de la Cupru Min Abrud, o companie de stat. Mărturiile oamenilor de atunci sunt cutremurătoare. Când or venit domnii cu executarea, n-or vrut să-mi ia tot pământul ce-l aveam. Rămâneau multe hectare pe din afară. Nici banii nu luam prea mulți. Apoi ne-am gândit cum să lăsăm tot ce am construit aici și să plecăm. Uite așa am ajuns să vedem pâraie otrăvite, cum se duce la fund casă după casă, cârciumă unde se adunau oamenii satului și apoi și biserica, după cum vedeți, se scufundă și ea. După mine, satul va fi mort când biserica va fi acoperită de tot de steril.
cum s-a ajuns ca satul Geamăna, un fel de bărăgan al lupșii, după cum îi spune soția lui Prața, să fie aproape pustiu, dintre niște hârtii îngălbenite de vreme scoase un fel de cronica distrugerii, un caiet studențesc pe care omul și-a trecut memoriile. Așa aflăm câte case mai sunt în picioare în fiecare cătun. Cele mai recente evaluări ale ministrului mediului de acum arată că în zonă ar fi nevoie de investiții de 15 milioane de euro. Autorizația integrată de mediu emisă de Agenția Regională de Protecție a Mediului Sibiu pentru iazurile de decantare și haldele de steril rezultate din procesul de extracție a expirat în 2011. Înainte de Revoluție, mina de cupru susținea 3.000 de salariați. Acum sunt doar 200 acolo. Acum la Geamăna, lacul plin de deșeuri miniere crește în fiecare an cu 100 de centimetri. Satul Geamăna a ajuns azi să fie vizitat de străini, de români din toate colțurile lumii, curioși să vadă cum arată o localitate distrusă, un sat scufundat sub deșeuri. În câțiva ani însă și turla bisericii va fi înghițită de deșeuri toxice, având în vedere că este încă activă cariera de cupru. În 2018, o biserică din satul Vința, situată în apropiere, a fost demontată și mutată la Muzeul Astra de la Sibiu. Biserica era veche de 200 de ani. Cuprul și minereul extrase din mine sunt zdrobite în bucăți tot mai mici acolo, ce duc la formarea unei pulbere amestecate cu apă și se formează un mâl destul de dens. Procesul continuă și se adaugă ceanură și alte substanțe care dizolvă roca și separă cuprul. În final, cuprul e extras din lichidul rezultat prin electroliză și se adaugă sulfat cupric și acid sulfuric. Acestea sunt utilizate pentru crearea instrumentelor moderne pe care le folosim azi, fie că e smartphone, computere, motoare electrice. Însă cu lichidul rezidual, ce se întâmplă? Ei bine, Ceaușescu nu a ridicat prea multe probleme în acest sens și a decis să folosească o vale învecinată ca depozit. După ce s-a construit un baraj, lichidul toxic a început să coboare în vale. Vale ce era de fapt un sat. Geamăna. Cu o legislație care îi permitea să facă asta, satul a fost transformat în lac de decantare și acoperit de steril. Locuitorii au fost forțați să plece, iar de-a lungul anilor, totul s-a scufundat acolo. Zeci de ani i-a luat mixului toxic să înghită gospodărie cu gospodărie, până la urmă toată localitatea. Deși e un loc toxic, zona atrage mereu turiști. Dacă vrei să ajungi acolo, ea se situează la 90 de kilometri de Alba Iulia, în satul Poșogani. Acesta e utilizat ca punct de reper pentru a ajunge la Geamăna. După ce șoseaua și drumul bun se termină, începe un drum deloc prietenos, pietruit și prăfuit, la finalul căruia vezi zărituri la biserici. Ești aproape de iad când se rupe avionul cu tine, de tine trăgeau și din geamantan, mâncau în fiare. Există o poveste fabuloasă din anii 1980 pe care foarte puțini au relatat-o. De fapt, e uitată undeva prin arhivele fostei securități comuniste anilor 1980. Este vorba despre un incident aviatic unic mondial ce a implicat o aeronavă Tarom avându-l comandant pe pilotul Paul Mitu. În 1980, un avion Tarom s-a prăbușit în Atlantic, în apele Mauritaniei. 186 de oameni supraviețuiesc miraculos. Pilotul avionului, care i-a salvat pe toți, primește în loc de glorie și mulțumiri o amenințare cu 100 de ani de închisoare din partea Partidului Comunist Român. Ceva ce nu s-a mai întâmplat niciodată, din foarte multe puncte de vedere. În august 80, avionul Tupolev 154 al companiei Tarom trebuia să aterizeze pe aeroportul din Mauritania. În afara echipajului, toți pasagerii erau marinari civili care mergeau pentru a face schimbul pe trei nave românești aflate în zonă. Despre accidentul aviatic din 7 august 1980, atunci când avionul Tupolev 154 al companiei Tarom s-a prăbușit în Atlantic lângă coasta Mauritaniei, se știu puține lucruri chiar și azi. Unul dintre supraviețuitori, Cornel Gosan, ne povestește despre momentele de groază trăit de cei 186 de oameni aflați la bordul aeronavei. Din cauza unui echipament de dirijare defect de pe aeroport, aeronava a aterizat la aproape jumătate de kilometru lateral de pistă, în Atlantic. Avionul s-a rupt efectiv în două, iar în afara unei singure persoane care a făcut infarct, ceilalți au supraviețuit. Cornel Gosan e unul dintre marinarii care pe 7 august trebuiau să ajungă în largul Mauritaniei pentru a face schimbul de echipaje, pe nava Jiul.
Avea atunci 30 de ani și ocupa funcția de șef de atelier. Au decolat cu întârziere, spunea el, dar acest lucru nu le-a dat nimic de bănuit. Zborul până la destinație a fost absolut normal. În jurul orei 4 dimineața, când nu e nici noapte, nici zi, ne-au anunțat să ne punem centurile pentru aterizare. Nu era absolut nicio turbulență atunci. Nu se vedea nimic pe geam. Dintr-o dată au început zguduituri și toate luminile s-au stins. Efectiv s-a trezit în apă. Cei care au rămas în avion au povestit că apa bătea la hublou. S-a rupt în două. Cornel a fost aruncat din avion direct în apă în urma impactului, prin gaura produsă în urma ruperii acestuia. S-a trezit în apele Atlanticului în mijlocul unui vacarm. Lumea, spune el, a început să se văicărească, să țipe. Eram dezorientați cu toții. La suprafața apei pluteau vapori de cherosen. Un motor al avionului a mai mers 45 de minute după cădere. Pericolul de incendiu și de explozie era iminent. Rechinii dădeau și ei târcoale, dar cherosenul i-a deranjat. După 15 minute, timp în care a reușit să realizeze ce s-a întâmplat, Cornel Gosan a început să meargă în apă, care era până la brâu, spre aripa rămasă la suprafață, unde deja se adunaseră alți supraviețuitori. Am reușit să ne dezmeticim și am început să-i pescuim pe cei care erau în apă, mai depărtați și mai răniți. Printre cei răniți grav, mai era o stewardeză, Jetta Negru. O țin minte și acum, multă lume rănită în jur, cu mâinile tăiate, cu picioare rupte, capete lovite. Eu am avut o gaură la picior sub genunchiul drept, dar în apa aia sărată nu simțeam nimic, spunea el. Dar iată povestea acestui miracol spusă chiar de pilotul Paul Mitu. Bine v-am găsit, ne aflăm pe aerodromul din Măneuț și alături de noi este Mitu Paul, un cunoscut pilot din România. Îl lăsăm pe dumnealui să ne spună mai multe detalii despre cariera sa în domeniul aviației. Se împlinesc chiar 35 de ani de la o întâmplare nefericită din cariera dumneavoastră, mai precis 7 august 1980. Da, exact. Astăzi se împlinesc 35 de ani de la accidentul aviatic pe care l-am suferit în 1980 în cursa charter care urma să se execute de la Otopeni, Casablanca, Noua Dibu, cursă la care am avut ghinionul sau fericirea vieții, pentru că suntem cu toții niște supraviețuitori, să fiu dirijat greșit la aterizare, motiv pentru care avionul a fost pus lateral de pistă 350 de metri, unde știți că s-a lovit de un dâmb de nisip în Oceanul Atlantic. Ca o noutate, ne dorim și doresc să sărbătoresc această zi, amintind că echipajul și întregul număr de pasageri au fost salvați, dacă se poate spune așa, datorită, cum spun unii maestri, echipajul la aterizare, iar eu vin și completez datorită unui Dumnezeu care a avut îngerii toți deasupra tuturor pasagerilor, inclusiv a echipajului. Vă mai aduceți aminte câți pasageri erau în aeronavă? Da, mi-aduc aminte perfect, deși au trecut 35 de ani. Aeronava era plină, adică 156 de pasageri, plus echipajul compus din 4 membri echipaj de conducere, 6 stewards și 3 însoțitori securiști de bord. Deci eram un număr de 170 și ceva de pasageri, cu toții suflete care ne-am zbătut, ne-am ajutat unii pe alții și am reușit să supraviețuim și mai departe tot echipajul, inclusiv membrii securiști de la bordul avionului, au reușit să zboare ulterior până la ieșit la pensie. Cel mai pedepsit, cum se spune în aviație, este și va rămâne comandantul. Am fost oprit de la zbor, judecat de 4 state, s-au citit acele cutii negre, cum se spun în termen popular, adică în registratoare de zbor. S-a constatat că nu am avut niciun fel de vină, motiv pentru care compania Tarom și statul român au primit înzecit despăgubirile acestui tip de avion, care au constat în niște sume imense, mi-e și jenă să le spun, aducând unul de cele mai mari beneficii valutare României în 1980.
Operațiunile de salvare au fost departe de ceea ce vedem în filme. Oamenii au stat aproape 3 ore pe aripa avionului, iar cei care nu aveau răni grave au încercat să înoate spre mal. Toți așteptau ajutoare, mai ales că pe uscat se vedeau multe lumini de la farurile mașinilor sosite în zonă. Primii care au venit la noi au fost marinarii de pe vapoarele românești care erau în rada portului. Am lăsat bărcile de salvare și au venit după noi. Apoi au venit și cei de acolo. Bagajele noastre nu au fost recuperate. Cala avionului a rămas sub apă și toți supraviețuitorii au fost recuperați și duși într-o bază sanitară amenajată în localitatea Mauritană. Aici, în corturi și pe paturi de campanie, s-a făcut trierea răniților, cei în stare mai gravă fiind duși la un spital din apropiere. Am stat acolo o zi și jumătate. Eu nu m-am plâns, erau alții care aveau nevoie de ajutor. Cei grav răniți au fost duși la spital, restul au fost duși la vapor. După 3 zile de la accident, a fost trimis un avion tarom, de data aceasta un Boeing, să-i aducă în țară pe răniți și pe cei care nu se puteau întoarce deocamdată la muncă. Pe pista aeroportului au fost întâmpinați de un comandant care le-a spus: "Eu sunt cel care vă va duce în țară." Erau cuvintele de care aveau nevoie, deoarece mulți nu mai aveau curajul să urce în avion. Un lucru foarte interesant. Am ajuns la Otopeni și nu iese trenul de aterizare. Ce vă spun eu este în premieră. Atunci în avion s-a discutat de amerizare sau de aterizare pe Constanța. Până la urmă am aterizat pe Otopeni pentru că au reușit deschiderea manuală a trenului de aterizare și amintește Cornel de al doilea incident aviatic prin care a trecut în numai 3 zile. Cornel Gosan a aflat prima explicație despre ce s-a întâmplat în dimineața zilei de 7 august 80 chiar de la pilotul Paul Mitu. Toți răniții accidentului aviatic au fost internați după aducerea lor în țară la Spitalul Floreasca. Aici, marinarii au reușit să interacționeze cu cel care se afla la manșa avionului. Cornel Gosan își amintește că pilotul i-a spus că în clipa în care a anunțat aterizarea pe aeroport și a primit acordul, s-a aprins balizajul pistei. Apoi, după un minut, când era în progres de aterizare, s-a stins. A rămas fără orientare și s-a dus la axul pistei o milă în afară. Culmea e că s-a dus pe o lagună, laguna Salvării Noastre. Acolo era un petic de nisip de 400 de metri acoperit cu apă. Dacă ar fi căzut mai încolo, erau sute de metri adâncime. Șansele de supraviețuire ar fi fost nule, spune marinarul. Supraviețuitorul apreciază îndemânarea și stăpânirea de sine a pilotului, care în acele clipe de groază a reușit să țină avionul cu botul sus, astfel că dacă era cu botul jos, se înfigea în nisip și deznodământul ar fi fost altul, o explozie probabil. Avionul a stat pe apă datorită unei desăvârșite pregătiri a echipajului. S-a proptit într-un banc de nisip și de data asta nu s-a scufundat. Apa era rece ca gheața în jur, întuneric beznă, iar rechinii mișunau pe lângă noi, declara în 2010 pilotul Paul Mitu pentru Adevărul. De altfel, după accident, pilotul Mitu a fost anchetat de o comisie alcătuită din reprezentanții a 5 țări. Rezultatul anchetei realizate de comuniști a fost unul devastator pentru el. I s-a retras dreptul de a mai zbura și a fost condamnat la 100 de ani de închisoare. Apoi s-a dovedit că de fapt nu a fost eroarea lui și că el de fapt a fost un erou, reușind să salveze viața pasagerilor săi. 2 ani și jumătate am fost oprit de la zbor, spunea el. Apoi din pilot comandant și pilot instructor am fost făcut pilot navigator. În România lui Ceaușescu nu s-a vorbit despre acest incident. În presa oficială nu a apărut nicio știre, iar rudele marinarilor aflaseră totuși de la Radio Europa Liberă, unde s-ar fi spus că nu există supraviețuitori. Când am venit acasă, am găsit toată familia cu broboadă neagră pe cap. Europa Liberă a anunțat că nu sunt supraviețuitori. Știrea s-a împrăștiat repede și până nu am intrat pe ușă, familia nu a renunțat la doliu, spune Cornel. Niciunul dintre marinari nu a fost audiat de către un anchetator, nimeni nu le-a pus vreo întrebare. Marinarul supraviețuitor spune că meseria pe care o avea, una în care ești obișnuit cu pericolul, i-a ajutat și pe el și pe colegi să treacă peste acel moment. Au fost oameni care izbucneau în plâns după 3 zile de la accident pentru că atunci realizau ce minune s-a întâmplat. Ne bufnea plânsul când vedeam că poți ajunge în situații de astea, deși tu nu-ți dorești decât să-ți faci meseria. La o lună de la accidentul aviatic s-a anunțat din nou completarea echipajului pe nava Jiul. Cornel a fost unul dintre cei care au decis să se ducă. După mai bine de 40 de ani de la acel moment, cel care s-a născut pentru a doua oară pe 7 august, Cornel, concluzionează simplu. Sunt un aventurier. Asta e viața mea. Nu sunt un om fericit, dar sunt un om mulțumit de viața mea. Dacă e să se întâmple ceva, se întâmplă. Nimeni nu se poate opri.
Această poveste este fabuloasă din mult mai multe puncte de vedere. Gândiți-vă că, în primul rând, nava a avut acest mare noroc să amerizeze pe un banc de nisip. Deci nu a explodat. Deși erau vapori de cherosen în aer, nu s-a produs niciun incendiu. Doi la mână, a murit un singur om de infarct, probabil de la o sperietură prea tare. 3. Nu au existat rechini care să omoare oamenii de la bord. Un alt pericol iminent în acele condiții. Și 4. Accidentul s-a produs totuși aproape de mal. Ușor de salvat cei care au supraviețuit. Este una dintre poveștile fabuloase mondial vorbind. Peste amerizarea pe lacul Houston, New York, care s-a și ecranizat cu celebrul Capitan Sully, ceea ce s-a întâmplat în 1980 cu acest avion Tarom e demn de cel puțin un documentar, film artistic sau orice alt material ce ar pune în valoare acest fapt istoric. În decembrie 1965, moartea unui cunoscut inginer de la Uzina 1 Ploiești, Dimitrie Tomozei, a creat o imensă tulburare în oraș și în țară la vremea aceea. Devenit incomod pentru regimul comunist de atunci, printr-o atitudine vocală și bănuit de apropiere de capitaliști, inginerul e găsit mort pe 11 decembrie și e avansată ipoteza unui accident de tractor și apoi a unei sinucideri. O autopsie ulterioară a arătat că cele două variante erau imposibile. Inginerul Dimitrie Tomozei a fost o figură marcantă a industriei de utilaj petrolier românesc, director tehnic și ulterior director general al uzinei 1 Mai Ploiești, devenită întreprinderea 1 Mai Ploiești. Într-o perioadă de mari frământări politice, uzina Ploiești va cunoaște, după ieșirea de sub sfera de influență a societăților mixte și implicit a URSS, o puternică revigorare din punct de vedere tehnologic și mai ales o nouă reorganizare la nivel de conducere prin atragerea primilor specialiști români. Un inginer remarcabil, cu calități de lider și un bun vorbitor de limba franceză, rusă, germană și engleză, Dimitrie Tomozei reușește să-și impună puternic amprenta asupra activității uzinei, inclusiv prin dezvoltarea infrastructurii, prin asimilarea vechiului teren al fostei societăți Unirea și construirea noului sediu administrativ. Inginerul aplică și o politică de cadre inedită pentru vremea respectivă, adică interviul pe care îl susține prin participarea sa efectivă ca intervievator pentru tineri ingineri sau specialiști și care mult timp și după dispariția sa vor fi nucleul de bază al întreprinderii 1 Mai Ploiești. În 1963 primește și premiul de stat pentru elaborarea și conceperea de noi echipamente de foraj, iar în 64 uzina dobândește și primul mare succes internațional cu un echipament de foraj medaliat cu aur la Târgul Internațional de la Leipzig în 1964. Performanțele și recunoașterea sa ca un bun specialist fac ca inginerul să participe deseori în străinătate la diverse expoziții de profil pentru contractarea utilajelor necesare uzinei sau negocieri cu potențial clienți. Nepotul inginerului ne povestește că personalitatea sa puternică, felul său nonconformist, atitudinea demnă, fără concesii, modul direct de a-și expune opiniile l-au făcut să devină o persoană incomodă regimului instalat după 65. Sunt voci care spun că însuși Ceaușescu ar fi fost implicat în dispariția inginerului Dimitrie Tomozei, deranjat de lipsa sa de cooperare în anumite acțiuni pe care securitatea statului ar fi încercat să îi le atribuie și de prietenia excesiv de apropiată cu diversi capitaliști, reprezentanți ai unor societăți italiene și franceze cu care Dimitrie Tomozei păstrau anumite legătură prin prisma relațiilor profesionale. În epocă a fost vehiculată și ideea că Tomozei a descoperit o rețea de agenții securității și s-a plâns unor colaboratori interni și străini de acest lucru, fapt care i-a îngreunat mult situația. Cu o seară înainte de moartea lui Dimitrie Tomozei, între acesta și Nicolae Dumitrescu a avut loc o întâlnire la Cap Bucov, încheiată printr-un schimb violent de replici. Șoferul colonelului de securitate mărturisind că Dumitrescu ar fi spus că îl aranjez eu și pe ăsta. Toate aceste premise se vor dovedi decisive în dispariția sa prematură și tragică. În seara zilei de 11 decembrie 65, la ora 8, Dimitrie Tomozei e descoperit mort cu capul zdrobit în incinta uzinei, la ieșirea dintr-un tunel de cale ferată din zonă.
Prezența sa la acea oră în fabrică nu era deloc neobișnuită. Inginerul obișnuind să facă vizite inopinante la schimbul 2 pentru a supraveghea producția. Accidentul de circulație e confirmat la cercetările inițiale, tractoristul Dumitru Giangu fiind găsit vinovat de uciderea inginerului. La 6 luni de la accident, tractoristul e eliberat din arest și e emis o ordonanță de neîncepere a urmăririi penale pe motiv că în urma începerii cercetărilor s-a conturat clar că voința lui Tomozei de a se sinucide a fost clară din cauza nevrozei. E și momentul în care procuratura orașului inițiază cercetări obiective, iar în 67, la 2 ani de la moartea inginerului și în urma unei noi autopsii după desumarea, anchetatorul penal de securitate va emite o notă de concluzii care arată că varianta accidentului e aproape imposibilă. A fost combătută și varianta sinuciderii, în primul rând pentru că în condițiile traficului extrem de redus, victima ar fi observat tractoristul care circula cu viteză mică și în al doilea rând inginerul avea o situație materială bună, urma să fie transferat pe un post important, iar un om cu pregătirea și caracterul său nu ar fi ales ca loc al sinuciderii tocmai curtea uzinei în care lucra. Autopsia a arătat că moartea a fost cauzată de o izbire deosebit de violentă a capului așezat pe planul dur al șoselei cu un corp cilindric, netăios, greu, aceste izbituri fiind repetate de mai multe ori. Încercările de compromitere a inginerului la scurt timp după moartea sa, respectiv faptul că ar fi fost spion industrial pentru servicii secrete străine, care avea conturi în Elveția sau că și-ar fi înscenat moartea pentru a fugi în America, au fost demontate de documentele CNSAS. Inginerul Tomozei nu fusese colaborator al securității, nu primise propuneri de recrutare, iar toate deplasările în străinătate au fost strict în scop profesional pentru țara sa. Dispariția prematură a lui Dimitrie Tomozei în condiții extrem de tragice a creat în 65 decembrie o stare de iritare și neliniște în rândul ploieștenilor, care arătându-și simpatia și respectul față de omul Dimitrie Tomozei, vor participa într-un număr impresionant la funeraliile acestuia, peste 10.000 de oameni. În seara zilei de 11 decembrie 65, în locuința familiei Tomozei din strada Doftanei din Ploiești, se așternuse neliniștea. Dimitrie întârzia nepermis de mult, deși îi promisese lui Radu, fiul său, că va fi la timp acasă pentru a viziona împreună un episod dintr-un serial. Era sâmbătă, zi lucrătoare în acele vremuri. Soția sa știa că el era dedicat uzinei pe care o conducea, dar niciodată nu se întâmplase să rămână la serviciu atât de mult fără să anunțe. La ora 23 și 10 minute, neliniștea s-a transformat în panică. Un telefon, quasi anonim, anunța că la uzina avusese loc un accident grav, iar vocea de la celălalt capăt al receptorului a refuzat să dea mai multe amănunte. Au trecut ore de întrebări fără răspuns, iar informațiile primite erau prea puține și nu au făcut decât să sporească temerile. În jurul orelor 2 dimineața au venit la noi acasă inginerii Gheorghe Popescu, Victor Vâlvoi, care mi-au spus că soțul meu e grav accidentat, aflându-se deja pe masa de operație. Toți aceștia erau cu ochii plânși și foarte agitați, fapt care m-a determinat să insist să mi se spună adevărul. În cele din urmă, inginerul Popescu, rugându-mă să fiu tare, mi-a mărturisit că soțul a decedat. Avea să ne spună peste ani soția sa Silvia, mărturia fiind prezentă în cartea document semnată de Alin Tomozei. A fost văzut ultima dată în viață de către muncitorii din cadrul secției Uzina 1 la 19.40, un sfert de oră mai târziu avea să fie descoperit mort în pasajul subteran, care lega două secții ale întreprinderii. Cadavrul a fost găsit de către un anume Giangu, angajat al uzinei. Dimitrie Tomozei avea o singură rană la cap. În rest, pe nicio altă parte a corpului nu au fost identificate alte răni, oricât de minore. Rămâne un mare semn de întrebare. Care să fi fost motivul deciziei lichidării directorului uzinei? Se temeau oare liderii PCR și implicit Ceaușescu, proaspăt uns în funcția de președinte al țării, ca Tomozei să nu ofere secrete de stat colaboratorilor săi internaționali? Există un episod menționat de nepotul directorului care ar putea da de gândit. Într-o vizită oficială făcută de Ceaușescu la 1 mai Ploiești, acesta a fost întâmpinat de către directorul tehnic al uzinei, un lucru de neacceptat. Ceaușescu a întrebat de ce nu este prezent directorul general, Tomozei, iar răspunsul nu l-a mulțumit. Dimitrie Tomozei plecase cu o zi înainte într-o delegație în SUA. Cauza uciderii sale, cel puțin pentru noi, e rezultatul evident al nerespectării principiului să greșești, dar să greșești cu partidul decât să greșești împotriva partidului. O astfel de atitudine sfidătoare atunci la adresa conducerii PCR, de nesupunere sub raportul normelor impuse de organele de stat prin criticile aduse și deciziile asumate, personalitatea mult prea puternică pentru acele vremuri erau motive suficiente să determine eliminarea sa
ca un mesaj clar că brațul lung al noii puteri instaurat odată cu venirea lui Ceaușescu nu iartă pe nimeni care îi se opune, ori care încalcă disciplina de partid. România din era comunistă a avut câteva branduri ce au rezistat până în prezent. Într-un timp fără marketing, calitatea nu era una îndoielnică, așa cum găsim de multe ori azi la fel de fel de firme în așa zisă democrație capitalistă. Popularitatea de care se bucură și acum brandurile din epoca de aur, o perioadă de lipsuri atroce și o primare este greu de înțeles în afara Europei de Est. În loc să le deteste, oamenii s-au atașat de produse ale vremii, încă le caută și le cumpără. Nostalgia și senzațiile aferente sunt încă o bună găselniță de marketing în ziua de astăzi, mai ales pentru grupele de vârstă ce au prins anii de tristă amintire. Fiecare din aceste branduri are povești demne de scenarii de film, pe alocuri dramatice, pe alocuri comice sau ireale, însă fără îndoială de succes. Specialiștii atrag atenția că publicul este în schimbare și emoția trecutului comunist nu prea va mai funcționa multă vreme. Primul brand este Clujana. Clujana se promova în anii 60-70 cu următorul text. Omul bine informat știe ce încălțăminte să aleagă. Clujana, fabrică de piele și încălțăminte Cluj. Calitatea pantofilor și mai ales a bocancilor de iarnă era atât de apreciată încât și după Revoluție, pe tot parcursul anilor 90, românii nu concepeau că pot exista încălțări mai rezistente și mai călduroase decât cele produse la Cluj. Fabrica datează încă din 1911, când a fost inaugurată cu numele de Fabrica de Piele Frații Renner & Co. A supraviețuit primului război mondial, după care a reînviat ca societate pe acțiuni cea mai mare din România, rebotezată Dermata. A fost naționalizată abuziv de comuniști la finalul anilor 40. A schimbat mai multe nume, Sece Clujana S.A. fiind cel final. În punctul său de maximă glorie, la mijlocul anilor 80, Clujana era cea mai mare fabrică de încălțăminte din estul Europei. A cunoscut și falimentul în primii ani de tranziție, ba chiar și închiderea, după care a renăscut în 2004 într-o formulă mai restrânsă. Moștenitorii de drept al fostului imperiu nu au mai primit niciodată nimic din vechile proprietăți. În prezent, Clujana se află la administrarea Consiliului Județean Cluj. Are site și pagină de Facebook, iar încălțămintea de la Clujana se vinde acum într-un magazin din apropierea fabricii, în piața 1 Mai, din Cluj-Napoca. Flaro, nemuritor în toate anotimpurile, era sloganul anilor 70 pentru Flamura Roșie Sibiu, cunoscutul Flaro. Trimiterea era spre florile artificiale ale întreprinderii, de nelipsit în vazele tuturor sufrageriilor comuniste. Pentru cei mai mulți însă, Flaro este un miros, de septembrie mai ales, de primă zi de școală, de bucuria de a avea rechizite noi. Este numele de pixuri, liniare, coperte, radiere sau penare. Societatea datează din 1922, fiind fondată de niște industriași austrieci. Se numea Gratioza Milpantle S.A. și se ocupa de producția de plicuri și diverse tipuri de hârtie. A fost apoi naționalizată, comasată cu o societate specializată în tipărituri, stilouri, creioane și produse din banchelită, iar noul nume care i s-a dat a fost Întreprinderea Industrială de Stat Flamura Roșie, potrivit unui text distribuit pe pagina de Facebook a companiei. După Revoluție, accentul a trecut treptat spre servicii și produse din industria auto, electronică și electrotehnică. Nu s-a renunțat niciodată complet la birotică, papetărie și articole de mercerie și uscasnic. Gero Vital. Anii 60 au marcat și succesul brandului Gerovital H3, lansat în laboratoarele Farmec. Ana Aslan a lansat atunci primele creme din seria Gerovital. Crema nu doar regenera epiderma, dar reușea să mențină procesele metabolice specifice pielii tinere la persoanele în vârstă. Produsele Gerovital H3 au devenit rapid cunoscute în numeroase țări. De istoria Gerovitalului se leagă numele unor celebrități ca Marlene Dietrich, Claudia Cardinale, Charlie Chaplin, Salvador Dali, care au venit la București pentru a beneficia de efectele Gerovitalului. Farmec a făcut din Gerovital
O adevărată marcă de succes pe care o deține și astăzi în portofoliu într-o formulă reînnoită. Cremele Gerovital sunt printre puținele produse 100% în România, care și-au păstrat notorietatea fiind exportate în număr mare în țări din Europa, Asia și America de Nord. La mai bine de o jumătate de secol de la realizarea sa, Gerovital rămâne în continuare o marcă de referință în lupta anti-aging, un produs reinventat care se adaptează vremurilor, dar păstrează în semnătura holografă a Anei Aslan un aer de tradiție și valoare. Același Gerovital a fost desemnat super brand al ultimilor ani. Produsele din această gamă destinate îngrijirii tenului sunt cele mai vândute din întreg portofoliul companiei clujene. Dacia. Un alt brand puternic al României, moștenit din comunism, este Dacia. Automobilele produse aici rulează pe șoselele din toată lumea și se vând din ce în ce mai bine. Povestea începe cu aproape 60 de ani în urmă, când fabrica de la Mioveni lansa prima mașină produsă aici, celebra Dacia 1100. Ca o premieră în epocă, proiectul a fost o urmare a colaborării cu o companie străină. E vorba de Renault, compania sub umbrela căreia se produc și Daciile de azi. A existat însă și o pauză de câteva decenii a colaborării, timp în care s-au născut Dacia 1300, variantele Papuc, Berlină, Break sau Dacia Lăstun. Un detaliu inedit din istoria mărcii este porecla pe care a primit-o Dacia 1410, și anume zâmbetul lui Iliescu. Legenda spune că numele s-a născut drept o grevă și promisiunea de șartă a unei vizite a fostului președinte la fabrică. În fapt, e vorba de asemănarea dintre partea din față a automobilului cu celebra expresie a lui Ion Iliescu. Un moment important din istoria recentă a mărcii e lansarea modelului low-cost Logan, ideea care s-a dovedit de mare succes, așa că au urmat și mai apreciatele Duster și Sandero. Farmec. Laptele Doina, loțiunea Tar, primele spray-uri din România, între care Adam, Favorit sau Deo Parfum, sunt doar câteva din produsele fabricate în anii comunismului de Farmec. Li s-au adăugat altele, cum ar fi Anotimp, Gerovital și Farmec 16, care a fost un hit al vremii sale. Povestea a început în Budapesta în 1889, odată cu înființarea laboratoarelor Moser. Un mic satelit al acestora s-a mutat la începutul anilor 40 la Cluj. A venit apoi naționalizarea, iar primul produs de mare impact a fost laptele Doina. Cremos, hrănitor, avea un miros dulceac specific, iar româncele îl foloseau practic ca pe o cremă universală, bună la toate. Era deopotrivă demachiant, lapte de corp, loțiune de protecție solară și cremă anti-îmbătrânire. Finalul deceniului marchează lansarea revoluționarelor spray-uri Bob și Napoca. Era la mare căutare de asemenea așa numitul strugurel de buze de la Farmec. Dero și Arctic. Dero a luat naștere în anul 1966 la Ploiești și este practic prescurtarea de la Detergenți România. E unul dintre mărcile care au ajuns substantive comune la noi. Mulți români îl folosesc pentru a denumi uzual orice tip de detergenți. La începutul anilor 2000, toată lumea îi știa sloganul: Dero scoate cele mai frecvente 99 de pete. Frigiderele Arctic sau Fram sunt cele mai des întâlnite în casele românilor de dinainte de 1989. Primele au fost produse la începutul anilor 70, inițial sub marca Frigero. Planul era să acopere piața locală. Din 1972, mare parte din producție începe să se îndrepte către export. Acum fac parte din portofoliul companiei Arcelic din Turcia. Pegas. Pegasul e bicicleta copilăriei. Nu era stradă în România comunistă pe care să nu ruleze neștire încolo și încoace măcar o bicicletă Pegas. Cum nu toți copiii erau norocoși să primească așa ceva, era împrumutată la toată lumea cu rândul și toți ajungeau să învețe cum se utilizează, ba mai ajungeau și în câte un tufiș, furați de magia vitezei. Avea cel mai adesea coarne, un scaun lung și mergea minunat, ca într-un vis. Producția bicicletelor Pegas pentru adulți a început în anul 72, la Zărnești, la uzina mecanică 6 Martie. Acolo se nășteau și motocicletele Mobra și Hoinar, alte vehicule populare în epocă. Fabrica Mama a funcționat încă 11 ani după Revoluție, după care s-a închis și a devenit o ruină în ziua de azi. Creată în 1972 și reinventată în 2012, Pegas s-a relansat și a început un nou capitol cu Strada, o colecție de biciclete cruiser reprezentativă pentru ce înseamnă designul original Pegas. Elementele distinctive sunt neschimbate. Șaua lungă e aceeași de pe vremea în care ne suiam câte doi pe ea, cu cheia la gât, în timp ce trăgeam de coarne pentru un derapaj controlat. Eugenia. Alt produs comunist care s-a bucurat de atât de multă popularitate încât a devenit substantiv comun.
Eugenia era cel mai gustos dulce pe care îl puteai găsi la alimentare, nelipsit din ghiozdanele copiilor și din cămările secrete ale mamelor. Se stătea la cozi infernale pentru câteva pachete. Nu are atâta savoare ca dulciurile de acum, dar pentru cei care au copilărit înainte de 89, textura sfărâmicioasă a biscuitelui, gustul de zahăr, cacao și rom e neprețuit. Chiar dacă în urmă cu câteva decenii, raționalizarea la care erau supuși românii se manifesta și în cantitatea de cremă dintre cei doi biscuiți ai Eugeniei. Acest brand s-a născut într-o patiserie din Constanța, căreia din păcate nu i se mai știe povestea începută înainte de cel de-al doilea război mondial. Cert e că după instaurarea comunismului a început să se producă la întreprinderea de morărit panificație Dobrogea. S-au pus atunci în funcțiune două mori, o fabrică de pâine plus una de biscuiți. Totul era amplasat pe platforma Palas din Constanța și s-a extins în Medgidia, Năvodari, Hârșova și Efurie Nord. La capitolul dulce mai avem și rom, măgura și făgăraș. Ciocolata Candy, atât de râvnită de copii din epoca de aur, și-a început povestea în 1890 într-un atelier care producea zaharicale de Timișoara. Cu timpul s-a extins, iar după instaurarea comunismului, dulciurile produse aici au ajuns adevărata marfă de contrabandă. Se reuniseră mai multe fabrici de dulciuri sub aceeași umbrelă, a întreprinderii de produse București. Istoria ciocolatei a început în urmă cu mai bine de 120 de ani, când au fost puse bazele primei fabrici de ciocolată de pe teritoriul României de astăzi, fabrica Candia Timișoara, companie înființată în anul 1890 ca atelier de zaharicale. Două branduri actuale s-au lansat aici, ciocolata Rom în 1964 și prima prăjitură ambalată din România, Eterna Măgura. De 7 ani, compania are numele de Candia Dulce și se recomandă drept cel mai mare producător de dulciuri din țara noastră. Are un portofoliu extins de branduri prezentate sub formă de ciocolată, patiserie, biscuiți și produse zaharoase. Produsele de aici s-au reinventat în mod inteligent și atractiv, câștigând un segment de public tânăr foarte prețios. S-a mizat tocmai pe moștenirea comunistă, alegere care s-a dovedit câștigătoare. Guban. Pantofii Guban nu stăteau pe hol, lângă ușa de la intrare, ci erau atent așezați pe dulapul din dormitor, în cutia de carton în care fuseseră împachetați de vânzătoare. Se găseau greu. Cea mai mare parte dintre cele 30.000 de perechi care se produceau anual mergând către export. Erau scumpi, prețurile porneau de la 300 de lei și ajungeau până la 900, dar calitatea le determina pe românce să dea câte un salariu pe o pereche de pantofi cu care să se mândrească apoi pe la ocazii. Fabrica din Timișoara, înființată în 1937, a fost privatizată în 1995 și între timp a devenit Guban Company, societate pe acțiuni. Acum pantofii Guban se găsesc la fel de greu, cu toate că firma are câteva sute de colaborări în țară, magazine unde se găsesc produsele noastre. Însă șefii companiei au planuri mari, vor să investească în promovare, lansarea unor noi produse și modernizarea fabricii. Chiar dacă vor să atragă și consumatori mai tineri, cu siguranță istoria și tradiția acestui brand vor fi puncte cheie în viitoarele campanii de promovare. Pasta de dinți Cristal. Un român consumă în medie mai puțin de 2 tuburi de pastă de dinți în 2010. Nu se știe care era consumul mediu pe cap de locuitor înainte de 89, dar știm cu siguranță că pasta se numea Cristal. Aceasta, alături de crema și pasta de dinți Norvea, erau produse la fabrica din Brașov. În 1993, Colgate și Palmolive au preluat 76% din acțiunile companiei Cristal, iar în 2006 a devenit unicul proprietar al firmei. Colgate a creat special pentru piața românească marca Super Cristal, însă în 2008 Colgate Palmolive a decis să închidă fabrica de la Brașov, iar pasta de dinți și crema Norvea sunt acum produse în Polonia. Allsit. În fabrica de la Craiova, în care se produc acum automobile Ford, erau asamblate în 1981 primele mașini Allsit. Apărută în 1977 ca un parteneriat între autoritățile române și cele franceze Citroën, uzina a produs 4 modele de Allsit, până în anul 1994. Atunci numele a fost schimbat în Oltena, care a devenit ulterior Rode, odată cu semnarea unui contract cu sudcoreenii de la DU. Roman, camionul clasei muncitoare. Producătorul român de camioane a fost fondat în 21 la Brașov, sub denumirea de Romloc. Societatea a debutat în producția de material rulant pentru căile ferate. Roata s-a întors după 48, când comuniștii și naționalizarea
i-au atribuit numele de Steagul Roșu. În 54, la un an după moartea lui Stalin, pe poarta uzinei aflate în mâinile proletariatului ieșea cel din tâi camion, modelul SR-101. 700 de exemplare au ieșit atunci din mâinile tehnicienilor brașoveni. I-au urmat modelele Carpați, cu capacitate de 3 tone, produs între 59 și 61, și respectivul Bucegi, în 1964. Tarom. Un zbor românesc, compania Tarom, a fost înființat la 18 septembrie 54, iar la câțiva ani după lansare, Tarom opera deja către aproape toate țările europene. În 1966, Tarom a efectuat primul zbor peste Atlantic, iar în anul 1974 a realizat primul zbor către Sydney, via Calcuta, și a introdus zboruri regulate spre New York și Beijing. Parcă nu era atât de rău înainte. Mi-au luat tot comuniștii. Ginerele, guscru, toți au făcut pușcărie pentru că eu am dat de mâncare la partizani. Mă aducea lumea cu țoala acasă. Ultima dată a venit capitanul Cârnă cu baston de cauciuc și o curea pe mână. M-a trântit pe jos, m-a legat și m-a bătut cu cauciucul de la ceafă la călcâi și pe stânga și pe dreapta. N-am luat niciun ban. Apoi m-au suit legată pe un scaun, de pe un scaun pe masă, de pe masă pe alt scaun. Mi-au zvârlit basmaua din cap. Portam coada cu fund atunci. Mi-au aruncat fota și au rămas în ie. Mi-au legat coada sub cârligul de la lampa din casa boierului. Coada era groasă. Eram și eu altfel la 38 de ani. Cârnul apoi mi-a tras scaunul. Ălălalt mi-a tras și masa. Coada mi-a rămas în cârlig, iar eu am căzut la pământ. Așa mi-au spus părul. Am făcut tratament și nu mi-a mai crescut niciodată, dar tot nu i-am vândut. Dacă vorbeam, omoram jumătate de sat. După ce mi-au tras masa de sub picioare, au început să mă bată cu un băț până la sânge. Mi-au rupt câteva oase și am leșinat. Îmi făceam cruce cu limba în cerul gurii și mă rugam la Dumnezeu să mă ajute să nu spun nimic. Mărturile arată că după acel episod de tortură, rănile Elisabetei erau atât de grave încât a fost nevoită să stea spitalizată 10 zile în frunte, iar atunci când s-a încercat să-i se facă o injecție, sângele a țâșnit din trupul său. Elisabeta Rizea, o eroină a rezistenței anticomuniste din munții Făgărașului. O țărancă simplă și dârză, îmbrăcată mereu în portul național alb, brodat cu modele alb-negru, și-a pus viața în slujba semenilor, sacrificând totul. Generozitatea și altruismul aducându-i numai puțin de 12 ani de suferințe inimaginabile în 5 din închisorile comuniste, dar și admirație și recunoștință pentru tot acest chin al celei care a rămas în istorie drept simbol al libertății și demnității noastre. Pe numele de fată, Elisabeta Șuța s-a născut la 28 iunie 1912 în Domnești, Argeș, fiind fiica unor țărani simpli, Maria și Ion Șuța. În familia a cărei avere era o casă modestă din lemn acoperită cu șindrilă, cele câteva animale din gospodărie și 6 hectare de pământ au fost numai puțin de 13 copii. Elisabeta era alintată Tuța. A urmat 7 clase primare la școala din satul natal, însă din cauza lipsurilor materiale ale familiei a renunțat la carte pentru a munci pământul. În 1931, la 19 ani, se stabilește în satul argeșan Nucșoara, unde se căsătorește cu Gheorghe Rizea, unul dintre angajații unchiului său, Gheorghe Șuța. În anul 1945, la 6 martie, puterea din România e preluată de comuniști, un regim politic pe care Elisabeta l-a detestat încă de la început. Un an mai târziu, în ziua alegerilor fără opțiune din 19 noiembrie, unchiul Elisabetei, liderul țărănist Gheorghe Șuța, este ucis de securiști, motivul fiind împotrivirea față de regimul comunist. Moartea unchiului a determinat-o pe Elisabeta să devină extrem de îndârjită în lupta împotriva celor care își propuneau colectivizarea și sovietizarea țării, dar și reducerea la tăcere oricărei forme de împotrivire. La finalul lui 1947, Armata Roșie nu va accepta niciun fel de opoziție, iar în zona Muscelului, județ pe vremea aceea, se înființează Haiducii Muscelului, o grupare din care făceau parte foști deputați, avocați, mari industriași și proprietari de fabrici, mori și tăbăcării, mici întreprinzători, ofițeri activi, monarhi și preoți de mir, învățători și profesori, studenți, muncitori sau țărani, afiliați sau neafiliați politic. Haiducilor li s-a alăturat
și soțul Elisabetei, Gheorghe Rizea, iar mai apoi și locotenentul de cavalerie Toma Arnăuțoiu, pentru ca la scurtă vreme securitatea comunistă să le ia urma. Elisabeta nu a ezitat în a sprijini grupul de rezistență anticomunistă cu alimente, haine, bani și informații, ajungând la rândul ei în vizorul securității alături de cele două fete ale sale. La câteva luni distanță, Gheorghe Rizea i-a arestat, anchetat și condamnat la 14 ani de închisoare, iar Elisabeta pregătește o altă fată din sat pentru sprijinirea partizanilor, în caz că ea avea să pățească ceva la rândui. În 1950, Elisabeta Rizea este și ea arestată, după informații ce au fost dezvăluite securității de o consăteană. Au urmat anchete și un proces în urma căruia, un an mai târziu, Tribunalul Militar București o condamna la 6 ani de muncă silnică pentru uneltire împotriva orânduirii sociale. Este trimisă la Jilava și apoi la Mislea, închisoarea centrală a femeilor deținute politic, unde s-a aflat alături de soția fruntașului țărănist Ion Mihalache. Este eliberată în 1956. Însă Elisabeta Rizea nu avea să cedeze în fața opresiunii, reîncepând imediat activitatea de sprijin pentru gruparea de rezistență, inclusiv prin transmiterea de mesaje prin intermediul unei căsuțe poștale amplasate în scorbura unei sălci situate în locul denumit Valea Morii. În 1958 are loc un val de arestări în rândul partizanilor, Elisabeta Rizea fiind arestată din nou, apoi anchetată de securitate și condamnată de Tribunalul Militar la 25 de ani de muncă silnică, 10 ani de gradare civică și confiscarea întregii averi. Este încarcerată la închisoarea Pitești în regim de maximă securitate, unde e ținută în lanțuri la mâini și la picioare și este torturată în cele mai cumplite moduri pentru a furniza amănunte despre grupul de rezistență anticomunistă. Spre cinstea ei, aceasta nu a dat absolut niciun amănunt, conștientă, fiindcă dacă ar fi divulgat detalii despre activitatea opozanților regimului, ar fi avut de suferit un mare număr de oameni. În 1964, la 29 iulie, în urma decretului de amnistiere generală a deținuților politici, Elisabeta Rizea a fost eliberată din închisoare, revenind la Nucșoara, unde și-a regăsit soțul și pe cele două fiice, una naturală, cealaltă a soțului din prima căsătorie. Însă în gospodăria ei din Nucșoara nu a mai găsit absolut nimic, comuniștii confiscându-i absolut toate lucrurile. Despre acest moment, Elisabeta avea să declare: sunt ca o mască acum, de chinurile care au fost pe mine și de inima rea pe care am avut-o. Și să fiu acasă să nu mai găsesc nimic. Nimic n-am găsit. Dacă mă tăiam la un deget, eu n-aveam cu ce mă lega. Tot ce am lăsat în casă și în magazia mea și în curtea mea, n-am mai găsit nimic. Nu mai pot să-mi spun tot amarul care a fost în mine și tot chinul cu care m-a chinuit hoții ăștia. A rămas cu eticheta de dușman al poporului, iar ca urmare a fost pentru următorii 26 de ani ținta sub strictă supraveghere a organelor de anchetă, fiind chemată mereu la interogatorii. Abia după Revoluție, povestea eroinei Elisabeta Rizea a început să fie cunoscută de toți, fiind vizitată atât de fostul președinte Emil Constantinescu, cât și de regele Mihai și regina Ana. Atitudinea sa anticomunistă, precum și suferințele cumplite pe care le-a îndurat în anii detenției, au fost subiect de serial de televiziune, Memorialul Durerii. Interesant e că, după apariția la televizor a poveștii eroinei, fiul capitanului Cârnu, călăul ei din detenție, a venit la casa ei de la Nucșoara și a spus: tata s-a spânzurat. A trecut la cele veșnice la 91 de ani Elisabeta Rizea, la 6 octombrie 2003, în urma unei pneumonii virale. Viața eroinei a fost prezentată în mai multe cărți, precum și într-un scenariu radiofonic. Va rămâne de-a pururi o eroină a sistemului comunist, o femeie care nu și-a trădat niciodată apropiații și care n-a putut fi reeducată sau schimbată de regimul de tristă amintire. În România, Partidul Comunist Român a desfășurat în perioada 49-62 procesul de colectivizare. A constat în confiscarea aproape a tuturor proprietăților agricole private din țară și comasarea în ferme agricole administrate de stat. În România, colectivizarea a fost similară cu cea efectuată în URSS. Început întâi greu și haotic, procesul a stagnat între 53 și 56, fiind apoi reluat cu agresivitate și dus la final în 62. Numeroși țărani, atât săraci cât și înstăriți, s-au opus acestei acțiuni, iar guvernul a recurs uneori la violențe, deportări și arestări. Ilie Alexoae,
un nume pe care probabil nu l-ați mai auzit și o poveste a unui om pe care cu siguranță nu o știu mulți. Viața lui Ilie Alexoae, un țăran din comuna Roma, județul Botoșani, pare a fi un scenariu de film. În timpul represaliilor împotriva participanților la revolta anticolectivizare, auzind că se află pe lista celor care urmează a fi arestați, bărbatul s-a ascuns într-o groapă făcută sub vatra sobei din casa mamei sale, unde a stat numai puțin de 22 de ani. În vremea comuniștilor era ceva obișnuit să ajungi la închisoare pe nedrept, cu atât mai mult dacă aveai curajul să te împotrivești regimului. Moș Ilie Alexoae povestește cum cu durere în suflet cât de mult i-a urât pe comuniști. Nu că ar fi fost un deținut politic, ci pentru că și-a pierdut toată tinerețea într-o groapă sub pământ. 22 de ani nu a văzut lumina zilei. A trăit blestemându-și zilele că a fost condamnat la întuneric. Era obișnuit de mic cu munca la câmp, lucrând împreună cu familia pământurile obținute după reforma regală de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. În vara lui 49, comuniștii au preluat puterea și au propus luarea pământului de la țărani și înființarea colectivelor. Familia Alexoae a fost trecută la chiaburi, fapt care însemna că urma să rămână fără nicio palmă de pământ. Capul familiei, Dumitru Alexoae, și alți țărani din sat care au ajuns în aceeași situație s-au revoltat, iar acest lucru nu a făcut decât să-i încrânceneze și mai mult pe comuniști. Au început arestările fără niciun fel de acuzație. Dumitru și fiul său Ilie, care aveau doar 19 ani pe atunci, au fugit de acasă. Luni întregi au rătăcit pe câmpuri ca să nu fie prinși de către comuniști. Au vrut să mă aresteze pentru că m-am împotrivit colectivizării. Atunci am zis că nu voi merge la închisoare cât voi trăi. M-am ascuns 22 de ani într-o ascunzătoare făcută sub casă. Când am ieșit la lumină, nici nu mai știam să vorbesc. În tot acest timp, s-a ocupat cu lucruri mai puțin obișnuite pentru un bărbat. A învățat să coase, să croșeteze, să țese. Cu multă migală, Moș Ilie a cusut costume naționale și a țesut pânză. După ce am umblat pe câmpuri de nebuni, tata nu a mai putut rezista. S-a dus la miliție și s-a predat singur. Eu am mai rătăcit un timp până m-am îmbolnăvit. M-am întors acasă atât de bolnav că nu mai știam nimic de mine. Când m-a văzut mama, a început să plângă de milă. Mi-am făcut o ascunzătoare în stogul de fân și acolo am zăcut până mi-am revenit. Dacă nu era mama să mă îngrijească, sigur muream. Controlele deveniseră mai dese și frica mai mare. Ilie nu se mai putea ascunde în fân pentru că era căutat și pe lângă casă. Își dorea să moară, dar nu înainte de a fi încercat totul. Când m-am îndrăvenit, mi-am făcut o ascunzătoare sub pământ. M-am gândit mult până să-mi găsesc locul. Până la urmă m-am hotărât să o construiesc. Dacă se poate spune așa, sub casă. Săpam în fiecare noapte câte un metru. Tatăl meu era deja la pușcărie. Acasă nu mai era decât mama. Când a fost suficient de mare groapa, am început să o fețuiesc. Am făcut tot din pământ, un scaun, masă, iar pe jos am făcut un fel de pat din rogojini. Când am intrat sub pământ, parcă am simțit până în măduva oaselor răceala. Măcar când ești mort, nu simți cât de rece e pământul. În ascunzătoarea asta m-am îmbolnăvit și sufăr și acum, mai spune Moș Ilie. Timp de 12 ani de zile a fost căutat zi și noapte de comuniști. Asta l-a făcut să nu aibă curajul să iasă afară. 22 de ani nu a văzut lumina soarelui. Când i-a murit mama, nu a mai putut rezista și a ieșit. Aerul din atmosferă i-a făcut rău însă. Medicii mi-au spus că nu am făcut bine. Nu ar fi trebuit să ies direct afară. Așa mi-am distrus plămânii. Nu mă puteam obișnui dintr-o dată cu aerul pe care îl respirau toți oamenii. Știam ce se întâmplă doar din ce îmi spunea mama. Gândul că a murit m-a făcut să mă simt abandonat. Doar părinții au știut că fiul lor, într-un fel, e acasă. Când s-a întors, tata de la pușcărie nu înțelegea de ce mama duce mâncarea afară, iar într-o zi a urmărit-o și m-a găsit. A început să plângă și mi-a spus că viața era mai ușoară la pușcărie decât așa. Cât a stat ascuns, Moș Ilie, chiar dacă i-a fost greu, a simțit nevoia să fie util cu ceva. În puținele momente pe care le-a petrecut cu mama sa, Ilie a învățat să coase, să croșeteze și să țese. Chiar dacă îl dureau ochii de la lumina lumânării, tot nu s-a lăsat. A învățat să coase trandafiri și tot felul de modele greu de făcut chiar și pentru o femeie. Eram convins că nu o să mai ies niciodată din întuneric. Am zis măcar să las și eu ceva în urmă. Visam la o femeie care să-mi fie soție, voiam să am măcar un copil care să-mi poarte numele. Plângeam de fiecare dată când o priveam pe mama atent.
Nu am crezut că o să ajung zilele când o să mă văd și eu cărunt, pentru că viața mea era atât de întunecată, costumele populare pe care le-am cusut îmi luminau sufletul, mai povestește el. Timpul a trecut foarte repede, dar nu și pentru fugarul Alexoae. Oamenii din sat deja uitaseră că mai există. Trecuseră aproape 20 de ani de când nu se mai știa nimic de el. Abia pe 26 octombrie, 71, Moș Ilie se simțea liber. Aflase că i s-a prescris pedeapsa și poate ieși fără grijă. Și-a dorit să fie la mormântarea mamei, dar a aflat prea târziu vestea. Pe la toate colțurile și pe toate drumurile se auzea vorbindu-se despre Ilie. A fost întrebat de mulți curioși ce a făcut până atunci. Nu a povestit nimănui nimic, nici măcar soția sa, cu care e căsătorit de 30 de ani, nu știe în totalitate necazul prin care a trecut. Aveam 41 de ani când m-am însurat. Chiar dacă era foarte târziu pentru mine, am vrut să am o familie. La 50 de ani abia am făcut un copil, de altfel singurul pe care l-am. Nici nu pot să spun prin cuvinte cât de tare i-am urât pe comuniști. Din cauza lor mi-am distrus viața. Pe unde mă duceam să lucrez, toată lumea mă vedea rău pentru că aveam dosar de pușcăriaș. M-am bucurat foarte mult la Revoluție că au căzut comuniștii. Cel puțin măcar mi-au dat o pensie la fel ca oamenilor care au făcut pușcărie pe nedrept. Oricum, cu câteva sute de mii nu poți trăi. Dar bine că i-am și pe aia. Mi-am pierdut toată tinerețea ascunzându-mă. Nici nu m-am gândit că o să mai fac umbră pământului. Nici nu mai știu de câte ori m-am rugat să mor. Acum, dacă aș fi în aceeași situație, mi-aș găsi o ascunzătoare la fel, a spus el. Ilie Alexoae trăiește și azi, la peste 70 de ani. Adus de spate, poate fi văzut, trebăluind prin curtea din Botoșani. De pe urma chinurilor sale, s-a ales cu o pensie, pe care politicienii o indexează la inflație când își aduc și ei aminte. Între timp, și ura față de comuniști nu mai e atât de profundă. Între viața din perioada comuniștilor și cea de acum, el nu vede nicio diferență. Și comuniștii și-au bătut joc de oameni și urmașilor, îmbogățiții de azi fac la fel. Cam aceasta e filozofia vieții sale de acum. Noiembrie 1957 ar fi putut schimba destinul comunismului românesc printr-un accident care ar fi îndoliat pentru o perioadă paginile presei oficiale de la București. În dimineața zilei de 4 noiembrie, o delegație a PMR s-a îmbarcat într-un avion sovietic pus la dispoziție pentru ei pentru a se deplasa la Moscova în scopul participării la sărbătorirea celor 40 de ani de la Revoluția Bolșevică. Pe 7 noiembrie, delegația română era alcătuită din 6 persoane. Chivu Stoica, la momentul respectiv, prim-ministru al guvernului și capul grupului. Grigore Preoteasa, Nicolae Ceaușescu, Ștefan Voitec, Leonte Răutuș, Alexandru Moghioroș. Aceștia erau însoțiți și de un personal tehnic. Mihai Novikov, Ștefan Voicu, stenograful Petrescu și ofițerul de securitate Mecu, cel care obișnuia să-l însoțească în deplasări pe Chivu Stoica. În acest avion trebuia să se afle și Gheorghe Udeș, însă acesta absentat pe motiv poate real că o gripă se face responsabilă de rămânerea lui în țară. Avionul a făcut o escală la Kiev atunci, unde delegația română a avut o scurtă întrevedere cu membrii din conducerea RSS Ucraina, pentru ca la terminarea acesteia avionul să-și reia drumul către Moscova. Însă după puțină vreme a fost întors din drum la indicațiile primite de pe aeroportul din Moscova din cauza unei periculoase lipse de vizibilitate datorată ceței foarte dense din apropierea orașului. Dată fiind această situație, delegația s-a întors la Kiev, unde trebuia să se întâlnească cu delegația maghiară, sosită cu un alt avion și care mergea tot la Moscova cu același scop. Într-un final, ambele avioane au redecolat. Cuprinși fiind de oboseală, membrii delegației au transformat cele două saloane ale avionului în sufragerii improvizate, în care pasagerii s-au întins pe fotolii sau pe canapele și dormitau. Accidentul s-a produs abia în momentul în care avionul se pregătea să aterizeze pe aeroportul moscovit, Vnukovo. Din cauza proastei vizibilități însă, nava a ratat pista de aterizare, iar la scurt timp după prăbușirea într-o pădure de lângă aeroport s-a aprins în flăcări. Dar până să explodeze avionul, 9 persoane reușiseră să se salveze. Piloții și Grigore Preoteasa au fost singurii morți. Cel din urmă se presupune că se afla în picioare în momentul producerii accidentului, în timp ce povestea despre felul cum în America pasagerii sunt legați înainte de decolare și aterizare. Cei care au supraviețuit impactului au fost duși imediat la spitalul de partid Kremliokova,
unde au fost vizitați de o delegație sovietică în frunte cu premierul Bulganin. Momentul prăbușirii avionului a fost descris de Mihai Novikov, translatorul aflat la bordul aeronavei, în memoriile sale, moartea lui Grigore Preoteasa, catastrofa de pe aeroportul Vnukovo. Călătorii și-au dat seama că ceva nu era în regulă după o primă smucitură care nu semăna a fi contactul roților avionului cu solul. De fapt, aeronava se lovise de vârfurile copacilor. A urmat un al doilea impact și mai puternic, ce a smuls pasagerii de pe locurile lor. Scaunele nu erau prevăzute cu centuri de siguranță la aterizare și asta a favorizat rănirea lor. După ce avionul a atins solul, românii au ieșit să sară și să fugă cât mai departe, evitând suflul exploziei. Și-au dat seama că Grigore Preoteasa nu era cu ei în momentul primei bubuituri cauzate de aprinderea rezervoarelor, așa cum a descris momentul prăbușirii avionului Novikov. O comisie guvernamentală de atunci, condusă de Alexei Kosygin, prim-ministru al URSS între 64 și 80, a deschis o anchetă care a scos la iveală mai multe nereguli. Membrii echipajului condus de Valeri Sleakov locuiau în zona Bucureștiului, iar după accident familiile acestora au părăsit în grabă România. Ancheta sovieticilor a scos la iveală că echipajul nu s-a pregătit suficient pentru zborul din 4 noiembrie și în plus zborul de probă a fost efectuat fără pilotul 2 și navigator. În momentul în care au început manevrele de aterizare pe aeroportul Vnukovo, Sleakov nu a ascultat comenzile primite, spunând că se descurcă și nu va avea probleme, însă avionul a lovit crengile unor copaci și s-a prăbușit. Sovieticii au concluzionat că vinovații de prăbușirea aeronavei se fac membrii echipajului, deoarece avionul nu avea nicio defecțiune înainte de producerea catastrofei. Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Grigore Preoteasa a fost depus pentru o zi la Casa Sindicatelor din Moscova, de unde a fost transportat cu un tren mortuar în România. Acestuia i-au fost organizate funeralii naționale, după care a fost îngropat la cimitirul militar Ghencea. Accidentul produs a stârnit de-a lungul timpului tot felul de întrebări și controverse. Au fost lansate teorii conform cărora accidentul ar fi fost plănuit și viza o persoană anume, printre care țintele sovieticilor fiind vehiculate numele lui Gheorghe Gheorghiu Dej și a lui Nicolae Ceaușescu. Care ar fi fost destinul României dacă ar fi murit și Nicolae Ceaușescu atunci? De ce Gheorghiu Dej nu s-a aflat totuși la bordul avionului? A murit Grigore Preoteasa în locul altcuiva? Doreau rușii eliminarea lui Dej și, dacă da, să nu fi știut ei rușii că acesta nu se afla în avion? Toate sunt întrebări cărora timpul nu le-a răspuns în mod clar. Putem medita însă, dar indiferent de explicații, au rămas sub semnul istoriei dacă murea cine trebuia. 4 noiembrie 57 ar fi putut rămâne în istoria țării noastre drept momentul schimbării destinului. Cu toate astea, comunismul românesc ar fi mers înainte, indiferent de numărul sau calibrul politic al victimelor de la Vnukov. Până la urmă, Nicolae Ceaușescu a fost un pion susținut de un sistem care susținea pe oricine altcineva în locul său. Imediat după acest accident, regimul lui Dej a decretat o zi de doliu național, iar Casa de Cultură a Studenților din București a primit numele lui Grigore Preoteasa. Speculațiile referitoare la accident au apărut imediat și ele continuă până azi. Exista ipoteza că acel accident nu ar fi fost chiar întâmplător, iar potrivit unor versiuni, absența lui Dej nu s-ar fi datorat gripei, ci temerii sale că Moscova ar încerca înlocuirea sa prin orice mijloace. Adepții teoriilor conspirației susțin că Grigore Preoteasa ar fi, în acest accident, doar o victimă colaterală și că adevărata țintă ar fi fost chiar Dej sau Ceaușescu, pentru a cărui dispariție sovieticii ar fi acceptat orice, inclusiv moartea propriului echipaj al avionului. Această teorie a accidentului pus la cale de Moscova e desigur spectaculoasă, dar nu e validată de nicio dovadă. Adevărul e că sovieticii aflaseră încă de la București că Dej nu era în avion, iar dacă ținta lor ar fi fost acesta, nu ar mai fi avut rost să sacrifice un echipaj și un avion pentru a omorâ doar o parte din elita de la București. Partea într-adevăr de reținută a acestui incident e alta și are legătură cu Ceaușescu, care pe atunci era un tânăr activist de 39 de ani, care a scăpat din accident cu o sperietură și cu câteva zgârieturi. Din acel moment, nu s-a mai temut niciodată de zbor și probabil va rămâne în istoria României ca liderul care a petrecut cele mai multe ore în avioane și elicoptere. Desigur, rămâne întrebarea de cum ar fi arătat în continuare comunismul românesc dacă Ceaușescu s-ar fi aflat și el printre victimele acelei seri de 4 noiembrie 57. Voi ce credeți? A fost cumva mâna rușilor sau, efectiv, a fost o eroare de pilotaj?
Accidentul rutier de la Huțani s-a produs la data de 29 iunie 1980, pe DN29 în apropierea satului Huțani, din județul Botoșani. Un autobuz care circula pe ruta Suceava-Botoșani s-a răsturnat de pe un pod într-o mlaștină extrem de adâncă, iar în urma acestui accident 48 de oameni și-au pierdut viața, restul de 35 fiind foarte răniți. E considerat cel mai sângeros și dur accident rutier produs vreodată în România. Zona era numită Șapte Poduri. Autobuzul era plin cu muncitori navetiști, angajați la o fabrică din Suceava. Fiind zi de sărbătoare, autobuzul era supraaglomerat. Cu toate astea, mașina avea o capacitate de doar 40 de locuri. Șoferul acolo a îngrămădit peste 80 de suflete. Bătrâni, tineri, femei și copii. După ce a trecut de podul peste Siret, în drum spre Huțani, la un moment dat, un cauciuc a explodat, iar autobuzul, arhiplin, a ieșit de pe carosabil. A rupt balustrada unui pod și s-a răsturnat de la 6 metri înălțime într-o mlaștină. Din cauza greutății, autobuzul s-a scufundat rapid în mâl. Toți, 83 de oameni, văzându-se prinși într-o capcană a morții. Un coșmar greu de închipuit. Cei mai mulți nu au reușit să iasă la suprafață și au murit înnecați. 35 de oameni au reușit cumva să supraviețuiască, purtând în suflet mărturia celui mai grav accident petrecut vreodată în România, despre care se vorbește prea puțin. Trupurile lor au fost scoase cu greu la mal și duse de acolo la spital. Șoferul autobuzului și-a pierdut și el viața, așa că nimeni nu a mai rămas să răspundă pentru tragedia de atunci. În schimb, mlaștina a fost acoperită cu pământ, autoritățile încercând să șteargă orice urmă. Presa vremii nu a mediatizat deloc cazul, în publicațiile comuniste menționându-se doar că un autobuz ce se deplasa de la Suceava spre Botoșani a fost implicat într-un accident rutier, fără a se preciza nimic despre victime. O practică obișnuită a acelor vremuri. Abia după Revoluție, rudele celor decedați au ajuns să pună cruci în memoria celor care și-au pierdut viața în accidentul de acolo, în apropiere fiind montat și un panou pe care au fost menționate numele tuturor victimelor. În ceea ce privește cei 35 de pasageri care au supraviețuit, norocul lor a fost faptul că stăteau lângă geam și când acestea s-au spart în urma impactului, au ieșit mult mai repede. Cei mai mulți erau navetiști și nu au mai reușit să iasă la suprafață, murind înnecați. Bilanțul lor fiind de 48. Tragedia a fost uriașă la momentul respectiv. Șoferul se pare că scăpase cu viață inițial, dar s-a întors în mlaștină pentru a-și salva soția. A reușit să o scoată pe ea din mlaștină, apoi s-a întors și după fiul lui și a murit înnecat. Șoferul urma să fie tras la răspundere pentru această faptă, dar cum și-a pierdut viața, nimeni nu a fost tras la răspundere. Margareta Hergeligiu avea 27 de ani în anul în care avea să marcheze iremediabil sute de oameni din trei județe ale Moldovei și e una din puținele persoane care a supraviețuit teribilului accident rutier din 29 iunie 1980. Prin intermediul ziarului local Botoșeneanul ne sunt aduse în lumină multe aspecte ale acestui accident. Își amintește fiecare detaliu extrem de clar, iar amintirile încă îi rănesc memoria pentru că în cei 41 de ani care au trecut de atunci, nu s-a oprit din întrebările adresate divinității. De ce am trăit eu și nu unul din copiii care se aflau în autobuz? Sau una din familiile fericite care se aflau printre călători? Își amintește că a avut niște presimțiri și înainte de ziua de 29 iunie 1980. Deși nu poate spune cu siguranță că acelea chiar s-au adeverit prin nenorocirea care a avut loc, însă căreia ea i-a supraviețuit. Era marea sărbătoare de Sfinții Petru și Pavel. A decis să vină acasă la Botoșani, la onomastica surorii. La fel ca ea, mânați de dorința de a fi cu cei dragi, erau mai mulți călători din autobuzul morții care intenționau să ajungă la rude în localitățile dintre județele Suceava și Botoșani. Mai erau și mulți copii care mergeau la bunici și erau cumva în grija șoferului. Își amintește că a numărat 9 copii și unul în burta unei mame. În primă fază, povestește, autobuzul s-a lovit de parapet și a rămas înclinat pentru câteva momente. Timpul s-a oprit atunci în loc.